Bună seara, începe Actuala Regională, doamnelor și domnilor. Emisiunea noastră are un subiect foarte important, caravana cu medici. De altfel, imaginele de acolo au fost. Un proiect ambițios, un proiect care funcționează și va funcționa și de aici încolo. 10 luni de acest proiect care practic vizitează localități din nord-vestul țării și vă face bine, doamnelor și domnilor, dumneavoastră, pacienților care aveți nevoie să fiți consultați. Dezvoltăm ce înseamnă acest proiect împreună cu invitatele mele. Aflăm cât va funcționa el de acum înainte și care sunt concluziile care pot fi trase până acum. Vorbim de patologii, în special cele ale ficatului, pentru că, da, din păcate, România se află pe un loc fruntaș la aceste patologii ale ficatului și vedem ce se poate face și în acest sens. O să mai avem un asemenea filmuleț și o să vă bucurați de acești medici care mai vin în trei localități, în trei orașe, sau să spunem în trei județe mari din nord-vestul țării, Suceava, Maramureș și Covasna. Bună seara, vă spun, mulțumesc foarte mult pentru prezență, dr. Irina Stoleru, vicepreședinte Caravana cu Medici, filiala Cluj, și dr. Ștefana Dăscălescu, vicepreședinte coordonator, Departamentul Educație Medicală. A fost greu să ajungeți aici, bănuiesc că da, pentru că sunteți implicați în acest proiect Caravana cu Medici. Sunteți tot timpul pe drum împreună cu colegii voștri, dumneavoastră, de fapt, și faceți bine, practic, pacienților. Să începem cu acest proiect. Pentru cei de acasă care încă nu știu ce înseamnă Caravana cu Medici, cum am putea să-l prezentăm așa succint? Caravana cu Medici e un ONG care a luat ființă în anul 2014, inițial cu o filială mare în București, iar ulterior, dezvoltându-se încet de-a lungul anilor și restul filialelor, inclusiv filiala Cluj. Activitatea noastră strict de Cluj ține de aproximativ 7 ani, timp în care am reușit să facem aproximativ 60 de caravane și să vedem în caravane aproximativ 4.000 de oameni. Doar de anul trecut noi am început această colaborare cu Institutul Regional de Gastroenterologie în proiectul IROI, un proiect pe fonduri europene cu sprijinul Ministerului Sănătăților, care vizează, da, Ministerul Sănătății, care vizează screeningul hepatopatiilor în aproximativ 16 județe din România. Deci din nord-vestul țării. Nord-vest, nu doar nord-vestul țării. Nu doar nord-vest, că 16 județe merg un picuț mai departe. Mai departe. Dar această caravană este strict pentru nord-vestul țării, pe care o păstoriți, să zic, dumneavoastră. Da. Filiala Cluj. Și mai noile deschise, filiala Bihor și probabil și Timișoara. Să începem așa, să vedem care ar fi cea mai problematică situație, în ce județ ați găsit, în ce localități. Acolo, mai ales în localitățile unde nu există medici. Vorbim, într-adevăr, de telemedicină atât de esențială și necesară în România, dar ea nu prea există, medicii nici atât, la modul fizic vorbind, și atunci aceste caravane sunt atât de bine venite, primite și am spune și de succes, gândind că depistați oameni cu probleme grave de sănătate și puteți chiar să-i ajutați, trimițându-i la alte controle amănunțite. Vă rog. Ar fi greu de spus în care dintre județe am găsit cele mai multe probleme. Noi oricum am colaborat cu medicii de familie și cu asistenții comunitari din toate localitățile unde am fost. În majoritatea cazurilor au fost foarte implicați, ne-au ajutat, s-au ocupat de a aduna cât mai mulți pacienți din zonă. Am ținut legătura și după, ca medicii de familie să poată să-i urmărească, pentru că mergem acolo, descoperim anumite lucruri, cele care necesită controle mai amănunțite, se prezinte după aia la noi, la Cluj, și îi ajutăm mai departe, dar sunt și lucruri care pot fi urmărite de medicul de familie și atunci, de aceea, de fiecare dată... Un fel de prevenție. Da. Faceți și un fel de prevenție, dar și o rezolvare, să spunem, cu adevărat a cazului, în momentul în care acești pacienți sunt transferați aici la Cluj, unde există o secție de gastroenterologie foarte bine dotată cu specialiști ca și dumneavoastră. Care ar fi, am spus, localitățile problematice unde ați găsit pacienți cu foarte multe probleme la nivel de ficat? Deși anunțam la început, țara noastră este pe un loc fruntaș la patologiile ficatului. Doamna doctoră Irina ar putea răspunde. Vă rog.
Cred că peste tot, în toate localitățile în care am fost, am găsit un număr ponderat. În total au fost în jur de 40 de hepatite cronice virale C și în jur de 50 de hepatite cronice virale B. Nu putem spune, cam peste tot au fost ponderat ca număr. N-am avut o localitate în care să zicem că au fost cele mai multe. Înseamnă un procent destul de mare, nu? De aproximativ 100 de hepatite raportat la 1500 de oameni. Bine, pe care depinde și cât s-au prezentat în caravana. În general am încercat să vedem cam 100 de pacienți per caravană. În strict totuși, la 100 de pacienți, da. 40-50 de cazuri înseamnă ceva. Da. Ce fel de pacient? Care este profilul pacientului pe care l-ați depistat cu probleme la ficat? E pacientul vârstnic, care nu a văzut poate niciodată medicul, nu a știut ce patologie are și de multe ori, în câteva din cazuri, deja a evoluat spre stadiu de ciroză. Protocoalele noastre oricum impun, cel puțin pentru hepatita cronică virală, ce posibilitatea tratamentului. Există un protocol național, există un program național al tratamentului specific, așa că acolo unde se poate și doresc să vină în centrele noastre pentru a putea da tratamentul specific, noi putem ajuta. Da. Doamna doctor, vreau să vă întreb cum este situația ca și specialist la gastroenterologie. A spus și noastră pe teren, aveți cazuri aici la Cluj care sunt variate, grave și problematice unele. Cum apreciați situația de la Cluj cu aceste cazuri, am spus, multitudinea lor și dificultatea lor de tratare, cu cazurile de pe teren? Din nou ajungem și vă rog și pe noastră să faceți un profil al pacientului văzut pe teren, dacă este doar vârstnic, dacă sunt și pacienți tineri, dacă sunt femei, bărbați, pentru că mă gândesc că ați făcut și o statistică să vedeți. Încă nu am făcut-o, sau pentru că sigur, proiectul nu s-a finalizat. Corect, așa este. Și dar zic așa, în preliminar ceva, dacă aveți. Nu neapărat am făcut parte de statistică. În legătură cu profilul pacientului, sunt de acord cu Irina. Eu nu am cum să raportez cu secția de gastroenterologie, pentru că lucrez pe altă secție, pentru că sunt rezident de oncologie. Deci nu am cum să fac comparația. Bun. Între pacient și secții. Nu contează, am lăudat această secție și merită lăudată, da. Cu siguranță, dar într-adevăr majoritatea pacienților erau pacienți vârstnici. Cu siguranță că întotdeauna apar și cazuri izolate de pacienți mai tineri la care am depistat hepatite cu anumiți factori de risc, dar profilul pacientului clar este un pacient vârstnic. Știți de ce vă întreb? Vreau să fie și partea teoretică a emisiunii și partea de bine în care lăudăm cu adevărat, pentru că merită, această caravană cu medici din nord-vestul țării. Dar, pe de altă parte, vreau și câteva sfaturi din partea unor doamne doctor rezidente care se întâlnesc cu cazuri, care au studiat, pentru a da un sfat celor de acasă. Cum, de exemplu, dacă întrebăm un medic neurolog ce e bine pentru creierul nostru, ce ne face bine, și o să spună, ai nevoie de omega-3, ai nevoie de multă hidratare, apă, ai nevoie de minim 7 ore de somn, etc., și câte sfaturi ori mai fi. Vreau să vă întreb. Aceleași lucruri sunt și pentru ficat. Și pentru ficat, da? Și pentru ficat, sigur. Ce alte sfaturi ne dați? Dieta și sportul sunt cele mai importante. Din păcate, prevalența hepatopatiilor cronice virale e în scădere și la nivel de România, dar și la nivel european. Din păcate, crește raportul patologiei dată de obezitate în prezența sindromului metabolic. Adică foarte multă grăsime, în momentul în care nu mai este folosită de organism, se depozitează în ficat. Iar în decursul anilor, ficatul acela devine și el cirotic. Iar atâta timp cât avem o nutriție bazată pe foarte multe grăsimi și puțin sport, evident că acolo vom ajunge. Acesta a fost sfatul practic. O să mai revin la aceste sfaturi practice. Vreau să vă întreb ce proiecte desfășurați în momentul de față, când vorbim? În momentul de față este acest proiect HEROI în colaborare cu Institutul Regional de Gastroenterologie. El se va finaliza la sfârșitul lunii. Noi mai avem două caravane. Iar atunci vom
definitiva și partea de statistică de care ne-ați întrebat. Vă mai invit și atunci ca să aflăm cu adevărat datele. Până atunci, cât mai durează această caravană? Unde vă pot găsi cei interesați? Care sunt eligibili pentru a intra în acest control generic, să spun așa, după care, dacă e nevoie de ceva mai amănunțit, sunt direcționați pacienții către spitalele județene sau către cele, sau către cel de la Cluj? Învățați-ne cum procedăm. Depinde cât de aproape. De exemplu, când am fost în județul Neamț, am redirecționat pacienții teritorial, pentru că pentru majoritatea era destul de dificil să vină până la Cluj. Am luat și noi în considerare dacă pacienții au posibilitatea să ajungă în Cluj după aia, dacă nu, am luat legătura câteodată cu serviciile teritoriale și am redirecționat pacienții acolo. Câți pacienți pe zi puteți să vedeți sau în aceste caravane? Maximul l-a avut acum, sâmbăta trecută, în Suceava, de 150 de pacienți. Deci mai aveți două caravane, unde să-i anunțăm pe cei de acasă dacă sunt interesați? Și am spus eligibilitatea lor. Da. Trebuie să fie din județ, să aibă buletin în județul respectiv buletin, sau oricine poate veni la caravană, care vă vede, oricine vă vede din la localitate, televizor, vă cunoaște. Oricine din localitate care dorește să vină, sigur. Vor fi două caravane în Maramureș și în Covasna. Datele pentru cei de acasă să știe? În data de 13 aprilie și 27. Da. Perfect. Vreau să vă întreb cum vedeți așa ca medici la început de drum și cu această caravană, cu acest bagaj de cunoștințe pe care îl acumulați în aceste caravane și patologii diverse pe care le vedeți, cum apreciați situația aceasta în România față de ce se întâmplă la tineri, de exemplu, care sunt mai predispuși ca oricând cu această alimentație atât de precară și bogată în grăsimi, nesănătoase, din păcate, fără lipsă de mișcare, viciați de alcool, fumat, poate, sau alte chiar droguri. Care ar fi sfatul dumneavoastră și cum apreciați situația de la noi versus alte situații similare, că se întâmplă și în afară, nu suntem noi pionieri la asta? Se întâmplă, mai ales în America, unde au rata cea mai mare a sindromului acesta metabolic. Europa, noi stăm undeva pe la mijloc, comparativ cu țările nordice, unde, de exemplu, sunt foarte mulți sportivi, fac foarte mult sport și de cele mai multe ori nu ajung în stadiile acestea de ciroză metabolică. Atâta timp cât noi vom încerca să aducem și o parte de educație medicală, cu siguranță poate și populația tânără va fi mai captivată de aceste demersuri ale noastre. Vor continua pe parcurs aceste caravane? Se opresc acum pentru a trage concluziile? Care va fi viitorul acestei caravane? Cum vă pot ajuta autoritățile din județele pe care le-ați traversat efectiv după finalizarea datelor? Vă mai pot invita să mai ajutați pacienții de acolo? Care, sau cum vedeți utilitatea acestei caravane cu medici din nord-vestul țării? Sigur, organizată de filiala Cluj, pentru că astfel de caravane, trebuie să spunem, sunt organizate și în alte părți, sigur, de alte filiale, nu? Sigur, sigur. Doamna doctor Stoleru? Eu sunt Dăscălescu. Da, doamna Dăscălescu, da. Activitatea noastră oricum va continua mai departe, așa cum zicea și Irina, activitatea noastră a început în urmă cu aproximativ 6-7 ani. Am făcut nenumărate caravane până la acest proiect și vom continua să le facem. Cu siguranță o să răspundem la orice invitație pe care o primim, chiar și în locuri în care am mai fost. Dacă autoritățile ne susțin și consideră că am putea să aducem din nou un plus comunității și să revenim pentru controle, cu siguranță vom răspunde pozitiv acestor invitații și după ce vom încheia proiectul și vom face și noi o statistică, vom vedea cum a stat situația de-a lungul acestui proiect, care a fost foarte intens, pentru că am avut câte o caravană tot la aproximativ 2 săptămâni de anul trecut, din iulie. După aceea ne vom continua ca până acum activitatea, vom reveni și la caravanele de pediatrie, poate de sănătatea femeii. Da, poate care vorbim și de ele în această emisiune pentru a face, să spunem așa, un fel de publicitate atât de necesară. Orice ține de educație medicală și de ajutor medical din partea specialiștilor pentru populație, pentru pacienți, mai ales că, n-am spus, aceste teste sunt gratuite,
aceste investigații sunt gratuite și poate o să ne ajute doamna doctor Stoleru cu ce înseamnă aceste investigații în caravanele care au rămas din Maramureș și Maramureș și Covasna. Dar înainte vreau să o întreb pe doamna doctor despre Departamentul de Educație Medicală. Pe ce pune el accent? Care este situația acum pe care o analizați la rece, cu multă atenție și care ridică, să spunem, semne de întrebare mari în zona de sănătate publică? În principiu, pe partea de educație medicală, facem ateliere de prim ajutor, mergem în școli, în principal, mergem chiar și la clasele primare. De multe ori mergem cu manechine, lăsăm copiii să exerseze. După ce ținem o scurtă parte teoretică, insistăm foarte mult pe partea practică, să pună mâna, să facă. Sperăm să le povestească poate și la părinți acasă când ajung. Am fost, cum am zis, și în clasele primare, dar până la liceu. În perioada în care făceam caravanele de dinainte acestui proiect, am avut câteva caravane în care am făcut partea de educație în acest sens și în cadrul caravanei, cât oamenii așteptau la consult, aduceam manechinele, povesteam un pic cu ei, lăsam să exerseze pe cei care își doreau. Nu pot să zic că lumea a fost tot timpul interesată, mai ales din populația vârstnică, nu erau tot timpul atât de receptivi, dar după ce insistam un pic, se deschideau și voiau, mai ales mulți dintre ei voiau să știe cum pot să-și ajute nepoții, pentru că mulți aveau nepoți acasă, copilași, se gândeau că în cazul în care se întâmplă ceva, cum ar putea să-i ajute. Pe parcursul anului trecut am ajuns la aproximativ 500 de copii. Am avut și un proiect împreună cu Asociația Pacienților cu Hepatite și am fost la școala post-liceală din Turda, la elevele de acolo și am susținut un atelier de prim ajutor. Toți au avut ocazia să exerseze pe manechine și povesteau că a fost foarte util pentru ele, pentru că nu tot timpul au ocazia fiecare să exerseze în timpul școlii. Acum, în această lună vom merge la liceul Waldorf în Cluj, tot așa pentru prim ajutor. Vrem și noi să începem un pic și pe partea de nutriție, pentru că obezitatea este din ce în ce mai frecventă și în rândul copilașilor. Vedem de multe ori când mergem la școală și atunci și partea asta ar fi destul de importantă. Resursă umană să avem, pentru că noi ne dorim să facem cât mai multe. Aveți resurse umane, aveți optimism, pentru că am văzut și în filmuleți, de altfel colegii o să se pregătească cu al doilea filmuleț, care vedem medici tineri ca și dumneavoastră. E un lucru foarte bun că medicii tineri vin în salvarea unor pacienți, poate în vârstă, dar și a unor pacienți tineri. Suntem într-o perioadă pascală, moment în care poate vin românii din afară, chiar în Maramureș, sunt statistic vorbind, foarte mulți români care lucrează în afară și nu doar în Maramureș și probabil o să fie un aflux în localitățile, de altfel în Maramureș unde să vă găsească cei interesați și în Covasna unde, vă gândiți? Încă nu am stabilit localitățile. Am înțeles. Și o să vă caute venind totuși din afară și acolo se mănâncă destul de nesănătos și pe un fond de stres și pe un fond de muncă dusă la extrem, evident că apar probleme în zona hepatobiliară și atunci aceste investigații sunt necesare. Doamna doctor, sunt și astfel de pacienți sau au fost în zonele pe care le-ați vizitat, le-ați traversat de români plecați în afară cu probleme hepatobiliare? Nu am investigat neapărat partea asta că ei pleacă sau că se întorc. Majoritatea cazurilor au fost vârstnici care locuiau acolo. Am înțeles. Mă gândeam că există totuși un aflux sau a fost un aflux undeva într-o zonă care v-a atras atenția într-un mod special. Nu a fost cazul. Nu a fost. Au fost cam aceiași pacienți în toate localitățile pe care le-ați traversat. Am înțeles. Bun. Deci, cu departamentul stați foarte bine. Dacă colegii sunt pregătiți, să vedem ce fac fizic pe teren acești medici tineri, cum vă ajută pe dumneavoastră și revenim cu concluziile emisiunii.
Din nou i-am văzut pe acești medici la treabă, vor continua în Maramureș și Covasna, ultimele opriri, dar sigur nu se oprește aici acest tren magic, să-i spunem, această caravană magică a medicilor care vin să vă ajute pe dumneavoastră. Continuă cu alte proiecte. Vom afla la finalul acestei emisiuni ce proiecte mai sunteți implicați dumneavoastră, dar nu înainte de... Sigur, nu vreau să vă chinui cu statistici, încă nu le aveți, dar curiozitățile celor de acasă și chiar și a mea rămâne, mai ales pe cazuistica gravă din rândul fie celor mai în vârstă, dar mai cu seamă al tinerilor. Sunteți oncolog și acolo, la oncologie, este un drum destul de greu. Nu de netrecut, cu optimism, cu specialiști buni, se poate trece asta, pentru că chiar săptămâna trecută am făcut o emisiune cu directorul medical de la Spitalul Județean din Zalău, oncolog. Discutam despre problema oncologiei și a unui, sigur, vehicul care ajută foarte mult, a unui concept foarte bine care ține de ceea ce înseamnă informația să circule bine pentru zona oncologică românească. Mă rog, s-am discutat la momentul potrivit ce trebuia. Vreau doar să spun că discutam despre oncologie și despre cazuistica, oarecum, cât am putut să prindem, a cancerelor. De altfel, am auzit chiar medici mari care vorbesc în ultima perioadă despre turbocancer. Încă nu este acceptat în medicina mondială această sintagmă, dar este acel cancer care este foarte progresiv, are o vitalitate în sens rău de a strica organele pacientului, a omului. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, doamna doctor oncolog, dacă ați depistat din acești pacienți și cazuri grave care pot pune probleme și în zona de oncologie, adică un tratament efectiv oncologic? Din fericire, cazurile oncologice au fost destul de puține comparativ cu depistarea pur și simplu a hepatitelor sau a cirozelor. Din fericire, nu ajunseseră prea mulți oameni la stadiul de hepatocarcinom. N-aș putea să zic un număr exact, dar oricum un număr restrâns spre bucuria noastră. Spre bucuria tuturor. Da. Da, v-a atras atenția un caz special pe una sau pe cealaltă din această caravană? Ceva v-a atras atenția la un pacient? Prin starea lui, prin felul lui de a se expune, de a prezenta problemele lui, de a-l fi ajutat, de a vă fi mulțumit după o rezolvare a cazului, un feedback ați primit efectiv? Oamenii întotdeauna sunt destul de recunoscători, se bucură foarte mult că reușim să ajungem la ei. O parte din ei nu apucă să se ducă nici la medicul de familie, dar așa când vine toată comunitatea și vine și vecinul, vine și prietenul lor, atunci vin împreună și... Altfel, dacă are o problemă, de multe ori nu merge nici măcar la medicul de familie. Noi încercăm să discutăm cu ei și pe partea de educație și să le explicăm de ce e importantă relațiilor cu medicul de familie și după ce plecăm noi de acolo să continue această relație și când are o problemă chiar să meargă. Dar pe partea de alimentație, aproape toată lumea care am vorbit avea o alimentație destul de deficitară. Hai să fim unii pacienți hai să fim practici. La final să dăm sfatul acestea. Ce să consumăm? Să fim cât de cât sănătoși. Sau ce ați recomandat dumneavoastră în caravană celor care au avut un ficat gras, au avut alte probleme în zona ficatului? Poate sună clișeic, dar da, chiar le recomandăm tot timpul să aibă alimentație echilibrată. Să renunțe, în primul rând, foarte mulți pacienți mâncau alimente foarte prăjite, totul era prăjit, în cantități foarte mari de ulei. Le recomandăm tot timpul să renunțe la alimentele prăjite, să-și prepare cât mai mult la cuptor și din carnea pe care o consumă, din cartofi. Mulți oameni din zonele pe unde am fost și în caravanele în care le-am organizat eu, fiind la partea de consult general pe care o avem înainte să ajungă la gastro, discutam un pic cu ei și despre ce mănâncă, pentru că mulți aveau colesterol mare, trigliceridele mari și mulți ziceau că mănâncă cartofi prăjiți cu o carne prăjită la fel. Colesterolul este foarte sănătos în organismul uman. Fără colesterol
practic, doamnelor și domnilor, organismul ar muri. Da? Și inclusiv creierul are colesterol. Ideea este să nu avem colesterolul acela rău, din grăsim. Da. Ori, din păcate, din alimentația aceasta, lipsa de mișcare și viciile, alcool, fumat, etc., droguri, se face colesterolul foarte mare. Da. Nu e bine deloc. Mai avem 2 minute. Concluzia proiectelor dumneavoastră, mulțumindu-vă pentru sfaturi, pentru ce ați făcut. E că vom continua. Încercăm să mergem în cât mai multe localități și să găsim acei pacienți care au nevoie de ajutorul nostru și să-i aducem cu cea mai mare dragoste în Cluj până la urmă. Cea mai mare plăcere cu forța, da? Nu neapărat cu forța, sigur. Mai glumim, da. Vă rog, continuați. Și să le oferim o șansă la un tratament corespunzător, pentru că multe dintre patologiile lor sunt rezolvabile. Numai că de multe ori ei nu înțeleg acest lucru și preferă să stea, să uite că au anumite dureri și că... Ficatul doare? În anumite cazuri, da. Dar de cele mai multe ori, în stadiul în care este cirotic, nu mai doare. Când doare? Când este mai umflat? Este umflat. Când este gras? Nu. Este când ficatul se destinde, pentru că el e acoperit de o capsulă care, în mod normal, nu este elastică. Și în momentul în care apare o hepatită acută, de orice cauză, atunci poate să doară. De asta vă întreb. Da, nu mai avem timp și de întrebarea asta. Mulțumesc foarte mult. Vă rog succes cu caravana cu medici. Să fiți alături de ei. Căutați Maramureș Covasna a rămas. Mulțumesc pentru atenție. Ne revedem mâine. Numai bine.